Asta s-a întâmplat doar cu 2 ani de zile. Însă invitatul acestui studio de televiziune, Giurgiu Vean, chiar la nivel
mai mici sume posibile pe care le au servicii comparabile cu România, de Bulgaria, Ungaria. Și astăzi bolnavii sunt obligați în asistența medicală terțiară, în spitalele, să-și cumpere medicamente.
Dar nu se poate face. Dumneavoastră ați condus discuția către finanțarea sistemului de sănătate în consecință.
veículo passa a veículo no centro na banca e efetiva o suporte. La problema zilnice pe care le-au pentru îngrijirea propriei sănătăți nu au acel suport material. Pentru cei care ne
de la pacienții care se conferă o experiență proprie asupra fiecărui medicament, pentru că tot timpul apar medicamente noi.
oră și de fiecare dată le spun, lăsați medicul să aprecieze lucrul ăsta. Foarte interesant.
ciste, să conștientizeze că poate o fac de bună credință fără să se gândească foarte mult la consecințe. Oh.
fără niciun fel de problemă. Eu cunosc pe Cosmin de foarte, foarte mulți ani de zile. Înainte de a fi și eu un medic, poate
cale și e bine că am aflat acest lucru. Și da, poate să
se pentru adresă expresă casele naționale o informație cum se procedează cu acești medici și s-a spus că doamne, trebuie să nu mai faceți să mă gândesc la mine. Trebuie să mă gândesc să fac și eu mie și ceva de oameni. Ia că te-a plecat cu Cosmin. El nu știu să aștepta să plece. Să rezolve la vârsta ei a încercat să rezolve problema pacienților. Ce facem cu acești oameni totuși? Nu am un om chiar fără inimă, chiar fără responsabilitate. Ar putea să zică chiar nu mă interesează. Eu o să le-am pus următoarea întrebare. Ziua din decembrie, ziua mea bună. Am crezut nu cu recompense financiare, nu cu flori, dar măcar cu o strângere de inimă să ne mulțumesc că se apropie sărbătorile de iarnă. Aveți această lipsă de tact și ca vârstă să nu-i față de voi toți care voi ar trebui să ne spuneți bună ziua pe stradă, primii, nu noi. Ca să nu mai umblu la alte rațiuni. Dar ne chema să ne mai faci răbdare până după dia noastră. Yes.
stato in România atât a zis și cei din mediul rural, dar și cei că e discriminare, clar. Nu. Bun. Acum trebuia să ajungă în camera
că am început cu jenă în clasă să-i le spun, știți, ai încercat și la medic și dacă nu găsiți, vă primesc pentru că nu poți să te ocupi de ei, nu poți să primești cu miile așa, cu zecile, n-ai cum. Dar nimeni nu-și pune problema. Noi ne gândeam acolo la o lege care așa, așa o interpretam.
naprawdę medicum jest ten cel, cum jest abordat, cum jest tratat și final, totul se rezumă la rezultatele muncii pe care o ai. Că poate fi asistent acum vreți, pereți în ce culoare vreți făcut, dotare. Să ajungi la tot ce vă spuneam în alegerea unor produse, dovezi experiența proprie și fii de cupă care la ai în urmărirea bolnavilor și evoluția lor.
am reușit să înțeleg pe medici de acolo. Dar ce are? E rău, domnule.
bun. Hai să nu ne jucăm, de-aia vă spun, hai să trecem puțin ca și la solicitarea unei ambulanțe. Ambulanța îți vine. Sunt extraordinar că poate să ardă la una la alta, dar nu vreau să te uit. De modul de prezentare la ambulanțelor în întreaga țară, față de modul cum timpul de la solicitare și până la prezentarea la caz, care e acum. Da. E o realizare formidabilă. E bine. Ambulanța vine personalul la vine. Dar poate că unii fac miocardică așteaptă. Chiar mai puternică, care nu îți permite să te ridici de un pat în secunda aia, dar... Dar vedeți, în același timp, omul a raportat-o simplu amețeală și a murit 10 minute mai târziu. Deci cam greu de evaluat. Sigur că da. Situația așa repede.
UPU, a spitalului județean. Părinții au constatat că nu se simte bine, au sunat la ambulanță de 3 ori, a ajuns în din urmă după 15 minute l-au dus pe bebeluș, au așteptat o oră, au spus că e bine.
aparente de bine cum de definește Organizația Mondială a Sănătății, sănătatea, o stare aparentă de bine și la care noi pe parierul ăsta pentru că această stare aparentă de bine nu ține numai de noi. Facem tot ce se poate face pentru a întinde o mână de ajutor omului, nu al
n-am găsit medicamentul ăsta, pot să-l înlocuiesc cu ăla, pot să fac aia, dacă farmacista mi-a zis sau farmacistul mi-a spus. Dom'le, deja sistem de când a fost înființat s-a schimbat nici mai ales și am la un moment dat numărul acum nu le-am pierdut numărul și de președinți de case naționale la sigură și de
fost de la an la an. Și eu nu pot să gândesc decât faptul că n-a fost o bună intenție. De ce? Pentru că cineva
pentru că nu noi suntem marea masă. Oamenii care se uită la noi în seara asta, ei reprezintă marea masă. Și dacă lor le-a putut fi de folos, măcar poate atâta în seara asta, ar fi foarte fericit. Da, ați zugrăvit așa un scenariu destul de pesimist. Eu vă spun sigur nu greșesc în numele a mii de oameni, că avem nevoie de dumneavoastră. Ai fi și chiar avem nevoie de dumneavoastră și nu știu. Cum
ne ducem într-o altă lume mai bună, mai bună poate. Dar la medic ajungem cu toți.
Deci, dar vă spuneam că îmi pare rău de spațiul restrâns. Cea mai scumpă peste tot e medicina terțiară.
asta nu apare pe net. Ce apare pe net nu sunt pentru un medic. Sigur. Da. Și atunci nu este la voință. De ce? V-am spus că e mai mult decât lipsa. De ce nu? De ce să când
Vă răspund ce? Ce? Să cheltuiască statul român cât mai puțin bani. Da. Păi de-aia nu sunt analize dacă ești disperat. Scoate bani de ce vrei. Fără nicio da. Problemă. Da. Ai făcut 20 la revedere. Deci asta e ideea. Degeaba să-ți trimit să-mi că suntem asigurați și avem de la Z, da? Da. Și se exploatează buna credință a medicii. De ce prea că... Da, acum există posibilitatea. Este absurd. Da. Deci de orice
situația atunci când trebuie să opteze pentru urgență sau medicul de familie. Am discutat, am făcut, eu am făcut reportaje la unitate de primiri urgențe unde vă spun că am stat acolo și am văzut ce valori și așa mai departe. Cred că 60% nu erau urgențe, domnule. Și le spun, este mai simplu colească medicul de familie, că e vorba de programare, că și vin la urgență. Acum, aici vine în primul rând modul de a gândi al fiecărui. Vindo
de la UPU n-am auzit să acuze medicii de familie, ci
ne îmbogățim cu domnia sa aici la TV Giurgiu. Noi ne revedem luni la o ediție specială.